Salut, sunt Doru de la The Monogex și vă invit să ne vedeți în serialul Rux. Și eu iubesc orașul acesta și mi-ar plăcea să avem ceva mai multă grijă de el. Ține doar de noi asta, la fel cum ține doar de noi să răspundem da atunci când suntem chemați la vot. Totul a plecat de la un telefon. Am primit invitația de a ne întâlni de la Iulia Rugină. Ne-am văzut, cred că în sala de costume, și am discutat un pic despre proiect. Ne-a plăcut ideea, iată-ne pe platou filmând. Mi se pare interesantă toată acumularea de emoții care se creează în acest episod, pentru că e o chestie care crește și ea e presedată de foarte multe lucruri care ar putea să-ți atragă atenția. De la festivalul unde eu și cu trupa suim pe scenă, până la comunitatea LGBT care participă aici, nu mai vorbim de discuția între protagoniștii serialului, despre politică. Sunt destul de multe lucruri la care e greu să nu fii atent. Pe vremea când cântam cu AB4, aveam obiceiul să mă machiez destul de puternic, purtam și o fustă, la un moment dat și o haină de blană. Eram o apariție destul de exotică într-o țară care privea chestia asta mai degrabă ca un fel de manifest împotriva lor. Mi s-a întâmplat de multe ori să risc să iau bătaie în drum spre concerte. Eu mergând la concert fie cu autobuzul, fie cu metrou, și după ce am riscat vreo două asemenea altercații, am decis să-mi iau outfit-ul cu mine și să mă îmbrac abia când ajung la club. Lucru care a devenit și el în egală măsură interesant, pentru că mi-aduc aminte că înainte de concerte de obicei eram în toaleta fetelor cu câte o prietenă care mă machia pregătindu-mă de concert. A fost mai degrabă un soi de manifest care cred că a venit la pachet cu vârsta, cu angoasele pe care le presimțeam atunci, și nu în ultimul rând a fost o chestie care mi-a fost cumva insuflată și de pe atunci membra trupei noastre, Cristina Puia, și ea și eu fiind legați de personajul David Bowie și de ce se întâmpla în perioada glamului. The Monogex e o poveste care în momentul ăsta are deja destul de mulți ani în spate. 2017 marchează probabil cea mai importantă schimbare, pentru că într-un moment în care nu mai aveam niciun fel de așteptări, am întâlnit trei oameni, Cristi, Andrei și John, alături de care sunt și astăzi. Așa s-a întâmplat să ajungem și în studio la doar 3 luni de zile, distanță față de momentul în care ne-am cunoscut, și să înregistrăm printre altele și piesa ce avea ulterior să devină probabil cea mai cunoscută piesă a noastră în acest moment, piesa 1000 de da. Într-o perioadă în care emoțional eram destul de vraiște, țin minte că obișnuiam să vorbesc cu un prieten al meu despre ce mai descopeream în ședințele de terapie, ședințe care m-au ajutat să-mi revin în perioada respectivă. Și într-una dintre seriile în care mă pregăteam să scriu un text pentru o piesă pe care urma să o înregistrăm, l-am sunat pe prietenul ăsta al meu, pe Andy Dumitrescu, și l-am rugat să mă ajute să termin textul. Cumva mânat de conversațiile pe care le-am avut noi vis-a-vis de ce se întâmpla în ședințele mele de terapie, s-au inspirat, bănuiesc eu, de treaba asta, mi-a zis: băi, hai până ne vedem, fă tu o listă cu toate lucrurile pe care nu aveai voie să le faci când erai mic. Am făcut lista asta, mi-a fost destul de lesne. În cele din urmă, cântecul pentru care îl sunasem pe Andy s-a terminat altfel și cu un alt text. A trecut aproape un an de zile, am scris o nouă piesă și în momentul în care am scris această piesă, aveam toată structura gata și refrenul, exact așa cum este și astăzi, vreau 1000 de da pentru fiecare nu. Și în acel moment mi-am adus aminte de provocarea pe care mi-o făcuse Andy cu aproape un an în urmă și mi-am dat seama că era deja scrisă în întregime toată povestea piesei din acea conversație pe care am avut-o cu Andy. Și așa s-a legat totul. Salut! Andrei Dobre, managerul de campanie al Lilianei și un mare fan. Eu pe Liliana o susțin în continuare, din convingere. Da, dacă are cineva nevoie de argumente pentru a se uita la Rux, este foarte simplu. The Monogex joacă în Rux, adică...